Dimitrie Muscă este unul dintre cei mai performanți fermieri din țară, dragii mei. A înțeles că pentru a avea, bineînțeles, producții ridicate, trebuie să aplice tehnologii înalte, iar rezultatele, să știți, că nu întârzie să apară. Vă invit să urmărim un interviu cu domnia sa, în care vom afla secrete și, bineînțeles, poate devine și sursă de inspirație pentru cine trebuie. Domnul doctor, bine vă revăd! Mă gândeam când v-am văzut și când mi-am propus să stăm de vorbă cu ce să încep, pentru că dumneavoastră aveți la Curtici o activitate complexă, rezultate de excepție, un complex zootehnic, a spune, destul de bine pus la punct și dezvoltat, cu rezultate de asemenea destul de bune, un lanț comercial de asemenea bine pus la punct și structurat. Cum a fost 2019 din punct de vedere al producțiilor agricole? Știm că în țară, în general, au fost probleme generate de lipsa de apă, de precipitații, stresul termohidric, știți ce s-a întâmplat, mai ales în sud și sud-est. Am debutat nu prea plăcut în prima parte a anului. Recoltele de la grâu și de la rapiță nu au fost cele mai la nivelul așteptărilor noastre. Respectiv la grâu pot să vă spun că peste 3.000 de hectare de grâu, în care eu, în afară de anul acesta, când am făcut 6.300 de kilograme de grâu la hectar, nu am făcut 7.200. La producție medie pe 3.000 de hectare, o punem acolo între 7.200 și 7.800-7.900. Astea sunt producții constante la noi. S-a întâmplat din cauza că întreaga suprafață cu grâu semănată a răsărit în jurul datei de 1 februarie. De acolo încolo au decurs toate fazele, adică toate fenofazele vegetației grâului s-au comprimat într-o perioadă mult mai scurtă. Și s-au desfășurat începând cu luna februarie. Exact, exact. Și atunci au fost mai puține boabe în spic, mai miculeț un pic spicul și mai departe. Dar până la urmă, 6.300 n-a fost cel mai rău. Am mers tot pe soiul de grâu românesc, tot pe soiul Glossa. Știu că asta faceți de ani de zile. Facem de ani de zile. Deci, domnul Banu, în orice condiții le-am vândut foarte bine. Adică, totdeauna obțin un preț mai mare, indiferent la ce firmă l-am vândut. Eu ce fac și o spun pentru că eu n-am secrete pentru nimeni. Să facă toată țara, să facă treabă bună. Exact, vreau să vă spun cum ați condus tehnologia. Fac proteină la grâu și anul acesta 14,7. Ce face proteina? În mod cu totul deosebit, după fertilizările care sunt și acum nu o să reau și să fac toată tehnologia grâului. Fac 3-4 tratamente, uneori și 5. Cât este nevoie? La densitățile mele de 750-780 de plante pe metru pătrat, acolo nu mai pătrunde nici vântul, nici aerul, nici nimica. Corect. Tot este închistat. Și atunci trebuie să vii să-l ții, să-i dai tot ce trebuiește, pentru că este un cadru propice pentru să instala orice boli, orice virusuri, orice bacterioze, toate astea alte. Trebuie să îi asiguri protecție, cum se spune la om, la român, să-i dai aspirina zilnică. Exact așa trebuie să și el. Surile aceste de grâu, care sunt făcute de fundulea și care eu le-am testat pe toate, merg foarte bine în zona de vest. Sigur că am văzut la Timișoara, la Institutul de Agronomie, acum 3-4 ani de zile, aceste soiuri fără niciun tratament. Nu merge. Pentru că să nu uităm un lucru, când tu vei să vezi și să-i faci tehnologie la un soi din ăsta cu o densitate foarte mare, ca să ajungi la 800 de spice, la 1000 de spice, cum face vestul lumii, de ce uiți un lucru? Ăla face 7 tratamente pe hectarul de grâu, da? Corect. Anul ăsta am avut 14,7 proteine. Am avut glutenul 29-32. Da, în fiecare an. Dar în fiecare an, la cele tratamente pe care le fac, adaug 12 kg de uree. Specific 12 kg de uree, nu cumva cineva să, dacă și azotul este din azotat, este tot azot. Nu, din uree, pentru că din uree nu arde. Azotul din azotat arde planta, grâu. Cum aplicați urea? Eu o dau dizolvată cu substanța de tratament. Corect. Deci îi dau, de exemplu, tratamentul 2 și 3, unul pe bază de tebuconazol și unul cu bază de proteoconazol, stați să ne înțelegem. Astea două sunt, al doilea și al treilea tratamente, sunt obligatorii așa, pentru că aici, din ce am văzut de la Institutul de la Arvalis, aceste două substanțe active sunt cele mai
extraordinare pentru combaterea fuzariozei. Eu nu am fuzarioză și vă spun și vă întăresc cu acest lucru pentru că am fost în o mică suprafață din cultura mea de grâu, am stat cu avioanele la capăt de parcelă și a plouat 4-5 zile. Suprafață care nu am putut să o tratez la timp, a apărut și m-am trezit și eu că am un procent de mic, sigur foarte mic, de fuzarioză. Iar la rapiță n-a fost deloc convenabil, am întors 1600 de hectare de rapiță, le-am semănat și le-am întors. Asta a fost, face parte din viață, n-ai ce face. Sigur, mi-a rămas. Agricultura e un risc până la urmă și se mai întâmplă și asemenea aspecte. Anul acesta am 1600 de hectare de rapiță în cultură, bună, bună, de calitate bună, cea mai mică, cea mai slabă este cu 4 frunze. Densitate de 42 de plante pe metru pătrat. Dom'le, poate nu o să fie 5200, dar un 4200, 4500 tot fac în orice condiții, la cum am cultura de rapiță. I-am făcut și tratamente pentru Atalia, pentru dănători. Au fost un atac frecvent de purici în anul acesta, în primă fază la răsărire, după aceea a venit Atalia și mai departe. Nu pot, de-aia vă spus că trebuie să o vezi de două ori pe zi și odată seara. Mai vorbind, mi-am dat tratamentele preventive pentru boli. Este în regulă, vegetează, este perfectă. Mai trebuie de intervenit în primăvară cât este necesar. Este obligatoriu, tratamentele trebuie să face. Unul nu fac reclamă, sunt câteva substanțe foarte bune pentru foma și pentru sclerotinii, foarte bune. La fel și pentru insecte, pentru că, uite, am avut substanțe care, că toată lumea spune că-s două perioade de am avut substanță, deosebună. Într-adevăr, m-a protejat 10-12 zile pentru merighetes, ceea ce este extraordinar pentru că merighetesul ce îl ai și ce tot vine din toate părțile. Este sistemic. Asta-i dă valoare. Este sistemic, nu pot să spun, sau dacă vreți pot să spun, este vorba de Inazuma, făcut de japonez, de la Sumitagro, după care acum l-a cumpărat de la ei Corteva, dar este indispensabil într-o cultură de rapiță. Pe urmă, celelalte culturi, porumbul siloz, am făcut 60 de tone de porumb siloz, am făcut în anul acesta 15.000 de tone, în două unități, 15.000 de tone de porumb siloz, bună calitate, adică aștept să îmbin partea, să am cât mai multe parte verde, frunze verde, până la ultima frunze verde, dar să am bobul. Pe mine mă interesează consistența bobului. Dacă îl pot să-l iau la 30-32 și atunci trebuie să mergi puternic în trecut de lapte ceară ca să se consolideze bobul. Să ai ceva. Să ai ceva. Bineînțeles, bobul trebuie să fie, jaguarul care recoltează să fie, să strivească bobul, să-l spargă, pentru că altfel îl elimină și nu îl digeră. Nu-i dă valoare. Da, nu-i dă valoare, corect, așa este. N-am făcut la porumbabe, am făcut 12.140 de kilograme de porumbabe la hectare. Ce bun, e frumoasă. Acum trebuie să spunem că v-a ajutat și cel de sus, ați avut precipitații comparativ cu ce a fost în sud. Domnul Banu, n-am făcut minuni dumnezești, am făcut o tehnologie ca la carte, dar tehnologie care este la mâna oricui. Evident. Este la mâna oricui. Am făcut anul trecut am făcut doar 11.250 de kilograme de porumb la hectar. Cea mai mică producție a fost la curte de 8.700 de kilograme când am avut ploi puține. Ce fac? Obligatoriu și am văzut că s-a încetățenit destul de mult, fac scarificatul. Sparg pământul la 52 de centimetri, este dumnezește pentru porumb, acolo unde rădăcina se duce până la 2 metri și jumătate. Corect. Am individualizat-o, am făcut-o, am arătat-o lumii. E extraordinar. Ea se duce și fuge după apă, hidrogropozitiv. Are o capacitate de a explora. Are fenomenul de hidrogropismul pozitiv. Sigur că da. Fuga după apă. Și dacă nu poate să pătrundă, atunci suferă, evident. Nu, bună treaba a fost. Și știți cum este, porumbul este riscant, dar dacă te ocupi de el și ai grijă, deci, repet, nu seamănă porumbul în teren nescarificat. Nu seamănă. Da, ce, faceți carificare anual? Nu, dar nici porumb nu vine, că eu nu pot să seamăn porumb în monocultură. Corect. Nu pot să seamăn din cauza din cauza diabroticii, la noi e foarte puternic atacul de diabrotica.
Vă rog să mă credeți că în condițiile în care respect lucrul acesta și totuși am avut situații când pe margini de parcele venite din alte părți, când am trecut cu mașina pe lângă un lan de cultură, am văzut că nu mai are mătase. După ce era trecut de faza de spre coacere și nu mai avea mătase, m-am oprit să văd. Când am desfăcut, a sărit din fiecare câteva diabrotice, adulții de la diabrotică. Vă dați seama, pentru că el larva atacă în sol și mergând în sol roade rădăcina și se culcă porumbul, după care face gâdălebâdă și încearcă să-și revine. La recoltare poți să ai pierderi foarte mari, iar în faza de adult roade mătasa. Acolo unde este diabrotica deja instalată, acolo trebuie să intervii la semănatul porumbului foarte, foarte devreme. Dacă se suprapune fenomenul de polenizare cu apariția adultului, mănâncă mătasa, deci se vede polenizare, pentru că trebuie să aibă stigmatul de la mătasă, de la polen, pe unde se intre polenul. Deci ați recomanda în condițiile astea un semănat mai timpuriu ca obligatoriu. Să depășească momentul atacului de vârf de atac al diabroticii. Nu avem ce să discuta cu semănatul porumbului la 1 mai. Niciun caz. Nu avem ce discuta, este puternic. Dar există infecția. O tendință generală acum a fermierilor din toate zonele, sigur, mai ales în vest și în sud, sud-vest, să se semene timpuriu de vreme. Da, este logic și este explicabil. Să se instaleze, dacă vine seceta din vară, porumbul să fie zburat. Deja să aibă rădăcina pornită în jos. Dacă are rădăcina pornită în jos, se duce. Nu mai am probleme. Restul, sigur că ne trebuie apă. Nu vorbim că nu se face nimic fără apă. Dar mai apare și alt fenomen în perioadele de secetă excesivă, de stres termohidric. Ar suferă din punct de vedere a polinizării, nu polinizează, și atunci dacă e mai devreme semănat, înfloritul, polinizarea are loc mai devreme și atunci depășește momentul ăla critic de temperatură ridicată. Domnul Bană, nu prea am pățit, indiferent cum vest, a fost, nu. Să nu se facă polinizare. Hai să nu uităm un lucru, chiar că se spune că au fost temperaturile prea ridicate. Domnul Bană, porumbul se polinizează și noaptea, nu numai ziua. Corect, e foarte adevărat.